la nivelul populației din regiunea de sud-est, iar în ceea ce privește populația pe grupe de vârste pentru raportată la nivelul 2011 în județul Brăila, arată că populația tânără cu vârstă până în 30 de ani deține cea mai mare pondere, cea mai mică pondere din totalul populației din toate județele regiunii. Motiv pentru care școala se confruntă cu această problemă, numărul de cadre, problema mișcării personalului didactic. Un alt deficit în Brăila este reprezentat de lipsa sistemelor de supraveghere. Majoritatea instituțiilor de învățământ nu are instalate camere de supraveghere, iar multe școli și licee nu au nici paznici. Directorii, conducerea unităților de învățământ cunosc aceste probleme, pentru că există un parteneriat cu poliția, cu inspectoratul de județean de poliție, cu inspectoratul de jandarmerie și este o prioritate pentru cele mai multe școli. Domnule Canciu, nu este o prioritate dacă din 300 de școli, 200 n-au pază. Iar faptul că trecem poliție sau în patrulă de poliție sau jandarmerie o dată sau de două ori pe zi, nu înseamnă paza școlilor. Am înțeles. E și asta un răspuns. Mulțumesc. Cu toate aceste probleme înregistrate la ISJ Brăila, elevii fac performanță, iar rezultatele lor sunt remarcabile. La evaluarea națională din anul școlar 2014-2015, notele obținute au poziționat Brăila pe primul loc la nivel național, cu o promovabilitate ce a depășit 92%. Absolvenții clasei a 8 au reușit să marcheze 20 de note de 10. Nici la examenul de bacalaureat brăilenii nu s-au descurcat rău, ei obținând o promovabilitate de peste 7%. 89%.